Astăzi, consilierii locale au aprobat rezilierea unui contract care s-a dovedit a nu fi legal. Este vorba despre asocierea primăriei cu Federația Română de Fotbal și cu Centrul de Fotbal Mogoșoaia SRL, în vederea înființării Centrului de Excelență Tricolor 11 în zona stadionului de atletism. Contractul, care a fost aprobat de Consiliul Local Municipal într-o fază anterioară, deși unii dintre consilieri s-au opus, s-a dovedit a nu fi legal și ca atare a fost reziliat astăzi. Până la urmă a fost treaba. Până curtea de conturi a venit, a venit și a implicat director de primarul de la Deva, am vorbit cu dumneavoastră, cu dumneavoastră o consultație și atunci. Da. Deci am putea, a picat. A zis că e ilegal, au luat decizia și în Consiliul Local al lor, am scris Federația Română de Fotbal. Deci, bunăvoința a fost pentru ce? Pentru a face excelență din sportul românesc. Și scotea și Buzău oarecum la lumina aceea, așa am fost de la atunci. Prima dată am fost votat în mandatul trecut, am spus atunci ce am avut de spus, pe urmă am fost spus în următoarele ședințe de Consiliu, v-am spus că este ilegal, v-am dat exemplu și cu Târgu Mureșu, și cu Timișoara, și cu Deva, iată că am avut dreptate din nou. Vă mulțumesc! Prin asocierea pentru centrul de excelență care ar fi trebuit să fie construit în zona stadionului de atletism și acest teren al municipalității, ar fi trebuit să fie reabilitat și modernizat. Consilierul independent Constantin Ionescu a propus ca în bugetul pe acest an să fie prevăzută și o sumă pentru reabilitarea arenei sportive. Sperăm în jur de 400.000 de euro să facem un stadion de nivel național, în sensul că putem ține și competiții naționale. Fără tribune și fără are, nu? Fără tribune și fără are, să poate la suma de 400.000 de tribune mai micuți. Nu la nivelul care erau acolo, da, și asemenea așa când am nivelul ca soluție să fie omologat de Federația Internațională ca să putem ține. La nivel de Federație Internațională, așa a fost nu, nu va fi pe zbor. Va fi prima dată o măsură să le ducem cu zbor acolo, dar nu se mai practică pentru că este o suprafață de viteză. E ceva artificial, nu știu, vor veni specialiști, după cum deci o firmă internațională care se activează pe București, ne vor da un studiu, vor supune aprobări și oameni de acest. Dacă centrul ar fi fost înființat, primăria ar fi trebuit să plătească anual 6 miliarde de lei vechi pentru cazarea și masa a 30 de juniori selectați din toată țara. Este posibil ca ceilalți semnatari ai contractului să conteste decizia de astăzi a aleșilor locali și să dea primăria în judecată.